din toamnă la Jurnal TV. Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. În mai puțin de o lună și jumătate vom avea alegeri locale în toată țara. Desigur că întotdeauna cel mai mult interes trezește scrutinul de la Chișinău. Vom discuta despre această perioadă de până la alegeri, dar și despre anumite probleme cu care se confruntă capitala noastră. În această seară cu deputatul PAS Alexandru Trupca, vicepreședintele Partidului Schimbării Sergiu Tofilat, candidatul susținut de platforma DA la funcția de primar Victor Chironda și candidatul CUB la funcția de primar al capitalei Ion Bulgac. Domnilor, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Nu este o emisiune electorală, desigur ne-am fi dorit să-l avem și pe primarul Ion Ceban în această seară aici, dar Ceban a refuzat invitația, la fel cum a refuzat și alte invitații anterior. Avem aici patru formațiuni politice care vor participa în cadrul alegerilor locale. Candidații sunt destul de mulți și o întrebare firească pe care, domnule Trupca, să știți că mi-o pun mulți telespectatori, este de ce dreapta, partidele pro-europene, în condițiile în care, chiar dacă Ion Ceban încearcă cumva să renunțe la trecutul său pro-rus, de ce partidele de dreapta nu au mers un pic mai consolidat în aceste alegeri, în condițiile în care sunt șanse foarte mari, și asta o arată și sondajele, ca Republica Moldova, o țară care, iată, pare drept deziderat național, obiectiv numărul 1, aderarea la Uniunea Europeană în 2030, se poate trezi cu un nou mandat din partea unui primar a cărui legături cu Moscova, chiar dacă spuneam el încearcă să le nege, sunt destul de evidente. Deci aceasta este întrebarea. Ați încercat cumva să faceți un front mai mare pro-european sau este ok din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum este, cu peste 10 candidați care și-au asumat acest deziderat? Bine, istoric, dacă ne uităm în istoria alegerilor locale, mereu dreapta s-a consolidat mai mult în turul 2 și din punct de vedere a spiritului alegerilor și democrației, mi-e pare destul de corect ca partidele să meargă cu propriile candidaturi, să încerce să-și convingă electoratul atât la funcție de primar cât și la lista de Consiliul Municipal și ulterior, în turul 2, să vină cu candidatul care a strâns cele mai multe voturi de pe dreapta, să fie susținut de toate partidele pentru a învinge candidatul de stânga tradițional. Și ulterior, în CMC, de ce nu să facă o coaliție pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă și corectă a orașului? Dar au existat discuții, inițiative din partea candidatului dumneavoastră, Leancar, pe care l-am invitat în această seară, dar din păcate are o deplasare la București și nu a putut onora invitația. Au existat inițiative de a discuta cu alții candidați, cu partide cu care până nu de mult ați fost în blocuri, în alianțe? Bine, eu ca șef de campanie sau șef de staff a domnului Carp nu am avut astfel de discuții, nu știu dacă a avut dumnealui astfel de discuții. După cum vă amintiți, noi destul de târziu, din perspectiva multor experți, am înaintat candidatura. Au fost mai multe procese interne pe care le-am trecut pentru a identifica candidatura în cauză și respectiv, până la identificare, nu era logic să vorbești despre un candidat comun, pentru că nu ai un candidat pe care poți să-l propui, ori opțiunea ca PAS să nu aibă candidat niciodată nu a fost luată încă în considerare, cât ține deja de discuția post-identificare și de stabilirea candidatului PAS, nu cunosc dacă au fost astfel discuții. Domnule Chironda, dumneavoastră sunteți singurul om care nu este membru de partid aici în această seară. Ați reușit să convingeți platforma DA sau poate platforma DA să le convingă pe dumneavoastră să candidați din partea acestei formațiuni politice. Știu că
totuși, din discuții inclusiv cu dumneavoastră, ați încercat în această perioadă preelectorală cumva să consolidați un front mai mare. De ce nu s-a reușit nici de această dată? Nu știu dacă eu trebuie să răspund la această întrebare. Scopul meu a fost în acest scrutin să ofer cetățenilor municipiului Chișinău o alternativă pro-europeană, un candidat care să combine experiența, profesionalismul, cunoștințele în acest domeniu cu viziunile și valorile pro-europene. Am avut discuții cu mai multe partide, evident că din diferite motive o coalizare, o unire a tuturor forțelor, a tuturor partidelor pro-europene sănătoase. Că vedeți acum că avem o sumedenie de pseudo-europene. Nu a fost posibilă și în acest plan eu am, să zic așa, am acceptat oferta platformei, da, pentru că este un partid cu care rezonăm în tot ce înseamnă valori, viziuni europene și un partid care a demonstrat că, până la urmă, a demonstrat integritate și continuitate și maturitate politică. Domnule Tofilat, dumneavoastră și domnul Chiron, da, ați mers cot la cot în precedentul scrutin electoral. Ce s-a întâmplat în acest an? De ce vă vedem? Nu, dacă nu pe baricade diferite, ar fi poate exagerat, totuși în echipe diferite în acest scrutin. Iată de la asta, haideți să pornim. În genere, electoratul pro-european de dreapta convențional, cum se numește la noi, are gândire critică. Spre deosebire de cei care votează partidele pro-rusi, care sunt manipulați la greu și nu prea pot discerne minciuna și falsurile de adevăr. Și atunci când oamenii au gândiri critice, gândire critică și înțeleg că, uite, aici s-a făcut bine, dar aici s-a greșit, întotdeauna pe dreapta au existat câteva oferte. Și nu poate partidul PAS acoperi toate aceste oferte, deci lumea vrea să aibă două, trei opțiuni electorale. Și anume, ăsta și-a fost scopul de ce noi cu colegii am decis să înființăm o nouă forță politică pentru a reuși până la următoarele legeri parlamentare să oferim o soluție, o opțiune alternativă ca să putem păstra o majoritate de dreapta în Parlament. Totuși suntem țară candidat de aderare la UE și ar fi o mare rușine și și un mare regret și o pierdere de timp să-i vedem pe Șor cu Dodon înapoi în Parlament. Deci ăsta este riscul pe care noi vrem să-l prevenim. Evident că să concurezi cu partidii care au milioane de bani murdari, când tu ești nevoit să ai un lucru și în timpul liber să faci politică și să aduni câte 2-3.000 de lei pe lună, să plătești chiria și motorina, e greu, e complicat. Dar asta e calea corectă. De aceea, evident, PAS-ul și în mod normal aflându-se la guvernare mai face greșeli și oamenii se dezamăgesc și atunci trebuie să creezi o alternativă pe dreapta ca oamenii să aibă opțiuni, să nu stea acasă. Pentru că dreapta de obicei când este dezamăgită, lumea nu merge la vot. Și atunci vin prorușii la putere. Domnule Bulgac, dumneavoastră reprezentați în cadrul acestor alegeri cea mai nouă forță politică din cei prezenți aici în studio. O forță politică formată totuși din o parte din membri, cel puțin președintele partidului, domnul Munteanu, fost membru al Platformei Demnitate și Adevăr. Care a fost raționamentul cu, bine, pe lângă faptul că o campanie electorală, desigur, îți oferă oportunitatea de a apărea inclusiv la dezbatere sau în astfel de emisiuni, care a fost totuși principalul raționament ce a stat la baza deciziei CUB de a vă înainta pe dumneavoastră în calitate de candidat și iarăși de a nu încerca să se creeze o coaliție poate mai largă? Două răspunsuri mari. Primul, cred că inclusiv în discuția pe care am avut-o până acum și din discursurile colegilor mei de platou, cred că am încercat cumva, s-a încercat așa să fim pe lângă niște lucruri importante care probabil trebuie spuse totuși cu text deschis. În primul rând, cred că domnul Trupcă e destul de optimist atunci când spune despre faptul că toate forțele de dreapta o să coalizeze în turul 2 pentru că o să țină candidatul care o să treacă acolo, având în vedere cu siguranță pe domnul Carp.
Cred că modul în care guvernarea a tratat alte partide de opoziție, inclusiv partidele pro-europene, creează un context foarte diferit de ce am avut până acum istoric, în care există șanse foarte mari ca partidele astea să nu fie gata să discute cu guvernarea, pentru că inclusiv noi acum suntem puși în situația unor lovituri foarte dure, care cu siguranță sunt orchestrate și cu participarea unor instituții ale statului, ale organelor de forță. Puteți să ne dați niște exemple de astfel de lovituri foarte dure? Da, cu siguranță noi le-am mediatizat de mai multe ori. E vorba și despre presiuni care s-au pus pe anumiți primari de la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Noi chestiile astea le-am mediatizat, noi chestiile astea le-am comunicat și la Bruxelles partenerilor noștri din Audi de acolo. Vorbește foarte mult despre ceea ce se întâmplă și despre modul în care se face politica azi în Republica Moldova și tot teatrul este de prost gust care se întâmplă cu agenții 0069 și cu... Deci, respectiv, noi pentru că suntem oameni serioși, pentru că avem un anumit nivel de respect și față de noi și față de alegătorii care ne susțin, o să alegem care e legală și o să atacăm în instanță toate falsurile care s-au lansat în ultima perioadă. Dar, ca să scurtăm aici, spuneam despre faptul că modul în care guvernarea a tratat opoziția în toată această perioadă de când se află la putere singură, cred că creează un context în care participarea noastră în alegeri, unul la mână, este cu siguranță justificată, doi la mână, nu știu în ce măsură pot conteze ei pe opoziție care e foarte supărat pe ei pentru ca să adune voturile care nu le ajung ca să câștige alegerile astea. Deci, cu siguranță o să fie doar o discuție de principiu și o discuție despre valori. Eu nu vorbesc doar din numele CUB. Sigur că și oamenii de la Partidul Schimbării, de la Platforma DASH, de la alte forțe sănătoase, au motive să fie supărați pe pas. De la mână, vorbind despre candidatura mea, sunt și în studioul ăsta și în campania asta electorală, nu doar în calitate de exponent a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, dar și în calitate de reprezentant a unei generații care nu prea au vorbit și nu prea au fost reprezentată din punct de vedere politic până la etapa asta. Da, avem câțiva deputați tineri în Parlament, despre activitatea lor nu tare vreau să vorbesc, dar venim în campania asta electorală pentru ca să prezentăm un alt fel de model despre cum poate să arate acest Chișinău și despre cum poate să arate Republica Moldova pe viitor. Cred că vorbim foarte puțin despre modele și vorbim foarte mult despre niște personaje care nu merită, de fapt, discuția asta. Ok, vom discuta mai mult despre Chișinău în continuare, dar, domnule Trufca, nu pot să nu vă întreb cum ați atacat cubul foarte dur. Să răspundeți acestor acuzații. În primul rând, e amuzant să aud în aceeași propoziție cuvântul respect pentru propriul electorat și frază agent 0069. Nu știu cum asta se leagă cu respectul fost de propriul electorat. Dacă vă permiteți astfel de declarații. Doi, ce ține de atacuri la CUB, eu nu știu dacă pe CUB în general are primari, vă spun așa cum este. Eu, fiind axat pe Chișinău, în Chișinău nu cred că CUB are vreun primar în suburbii și respectiv nu cunosc de... Dar în țară chiar nu cunosc și aș vrea să aud și eu detalii, mai multe detalii referitor la cum PAS-ul sau colegii mei responsabili de raioanele din teritoriu au atacat primarii CUB. Cât ține de declarația domnului candidat din partea CUB referitor la chestia cu cum a tratat opoziția, care opoziție, parlamentară sau extraparlamentară, să fie foarte clar. Fiindcă dacă vorbim de cea parlamentară, una e un partid oficial, finanțat ilegal și scos în afară legea. Al doilea, un partid cu foarte multe întrebări, sau un grup de partide, sunt două, un bloc întreg, cu foarte multe întrebări de integritate, de cum îi cumpără deputații unul după altul. Cât ține de componenta legată de votul în al doilea tur și sau refuz de a susține, bine, eu cred că fiecare formațiune politică poartă răspundere pentru, în fața propriilor alegători, pentru deciziile pe care și le asumă, indiferent când le iau, la care etapă le iau. Ok. Vreau să ne axăm mai mult pe Chișinău, să discutăm deja mai puțin aspecte politice, ci concret problemele capitalei. Domnule Chironda, dumneavoastră aveți destul de multă experiență, ați fost și consilier și viceprimar și domnii Tofila și Trupca au fost consilieri municipali. Dar vă voi întreba pe toți și... voi începe cu dumneavoastră să punctați care este în acest moment, din punctul nostru de vedere și al echipei dumneavoastră, cea mai mare problemă cu care se confruntă capitala. Nu știu dacă putem alege una. Dacă o să întrebați chișinăuienii, o să vă spun deodată o listă întreagă.
Și, bun, poate pentru fiecare cetățean o problemă sau alta este mai importantă pentru că se confruntă direct cu ea, dar sunt probleme sistemice de dezvoltare urbană care s-au agravat de-a lungul timpului pentru că populația orașului crește, numărul de automobile crește, presiunea pe toată infrastructura crește, s-a construit foarte mult și foarte des haotic. Și nimeni nu are sau nu a generat de-a lungul timpului acțiuni sau cel puțin strategii de, de gestionare acestor probleme. Și vorbim aici de toate cele mai importante, de la mobilitate, trafic, da, circulație până la... Întrebarea este valabilă pentru toți invitații, de aia o să vă rog pe dumneavoastră să punctați care din punctul dumneavoastră de vedere este cea mai mare. Păi, iată, acum chiar vorbeam cu un grup de cetățeni din oraș. Chiar astăzi am avut o întâlnire. Traficul, ambuteajele, lipsa locurilor de parcare cronică și în curțile oamenilor și în zonele de centru. Câinii maidanezi, câinii ăștia care terorizează cartiere întregi. Unele, iarăși, probleme în dependență de regiune. În unele regiuni oamenii nu au terenuri de joacă, nu au parcuri sau au curtea blocului spartă și degradată. În alte regiuni au probleme cu anumite șantiere de construcții legale sau mai puțin legale. Toată lumea din Chișinău se confruntă cu probleme indiferent de zona unde locuiește, indiferent de statutul social pe care are, de venituri, de vârstă. Cei care vor să meargă cu bicicleta nu pot merge cu bicicleta, cei care vor să meargă cu transportul public se îmbulzesc în transportul public care nu vine la timp, cei care vor să meargă cu mașina stau în ambuteaje și așa mai departe. Este un buchet, dacă vreți, întreg de probleme care la moment nu se soluționează sub nicio formă, nici măcar nu se începe a gândi la supra-soluționarea acestor probleme. Da. Repet, domnul Ion Ceban a fost invitat în această seară și ar fi avut oportunitatea să răspundă. Domnule Tofilat, cea mai mare problemă din punctul nostru de vedere, chiar dacă vă este cam greu după ce a vorbit domnul Chironda, care a enumerat destul de multe, dar sunt convins că sunt și altele pe care le puteți scoate în evidență. Eu aș începe de la modul cum este administrat orașul. Nouă ne lipsește o atitudine gospodărească, responsabilă și decizii care să fie luate în corespundere cu legislația. Și de aici se trag toate celelalte probleme. Nu e vorba de lipsă de experiență. E vorba de faptul că actualul primar folosește bugetul municipiului, banii pe care îi achită orășenii, noi care plătim impozite, ca să-și facă campanii de PR anul prejur. Da? Noi vorbim de salarii mizerabile care sunt la funcționarii din primărie și care sunt, unii sunt nevoiți să accepte mită pentru a supraviețui, iar alții bine mersi să folosesc de pozițiile pe care le au ca să-și facă un ban în plus, așa, mult mai serios. Vorbim de corupție. Și aici putem da exemple cât duce trenul. Vorbim de caz concret când doamna arhitector Dogotaru merge la Consiliul Urbanistic și ascunde informații despre faptul că atunci când tu prezinți un proiect, hai să construim o casă, un complex, nu știu de care, și nu spui ce-i cu terenul acela, care e dreptul de proprietate, a cui e el, ilegal, nu ilegal. Referiți la Hotelul Național. Și la Hotelul Național, și un caz mai recent, pe strada Iazului 38, colțul Socoleni, la Poșta Veche, pe teren privat s-a construit. Deci sunt o sumedenie din călcări. Vorbim de corupție, lipsă de viziune și atitudine gospodărească și salarii mizerabile. Ca să poți face schimbări esențiale și să poți să faci un lucru gândit, cap-coadă și corect, trebuie să ai specialiști. Un specialist la un salariu de 10.000 de lei nu o să-ți vină niciodată. Deci trebuie să privim lucrurile sistemic și ceea ce pe mine cel mai tare mă deranjează este că organele de anchetă, în special CNA-ul în ultima vreme parcă s-a mai trezit, dar Procuratura Anticorupției, spre regret, trece cu vedere ceea ce se întâmplă la Chișinău, chiar dacă ai probe și dovezi și tot ce vrei. Vom discuta concret despre cazul, da, Hotelului Național, da, un pic mai târziu, că este o problemă despre care tot am vorbit aici, care a deranjat inclusiv conducerea Procuraturii Anticorupție, dar vedem că lucrurile acolo nu prea
sau este destul de multă ceață în acest caz. Domnule Bulgac, dumneavoastră sunteți, cred, și cel mai tânăr candidat în cadrul acestui scrutin. Ce va determina să candidați? Și aceeași întrebare valabilă și pentru dumneavoastră. Care este lucrul ce vă deranjează cel mai mult astăzi în Chișinău? Bun, eu nu sunt în măsură să inventez alte probleme decât cele pe care le-a numit domnul Chironda, spre exemplu. Mai mult decât atât, eu aș face o conexiune între ceea ce a spus domnul Chironda și ceea ce a spus domnul Tofilat, pentru că atât pentru mobilitatea urbană, cât pentru gestionarea problemei cu animalele fără stăpân, cât pentru gestionarea domeniului de sănătate publică sau orice alt domeniu, există în primărie câte o direcție care e responsabilă de chestia asta. Perspectiva mea, în calitate nu doar de persoană tânără, dar și de o persoană care își asumă foarte clar identitatea liberală și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare e un partid liberal, este că orașul ăsta e condus în continuare într-un format comunist. Primăria municipiului Chișinău funcționează în format comunist și Ioan Ceaban, în calitatea lui de primar, e arhetipul unui tipic conducător sovietic, așa cum le place oamenilor. De atât e foarte greu să rezonez cu toate formulările despre gospodăreală, care, dacă noi, într-adevăr, fiind aici toți exponența partidilor care vor ca Republica Moldova să ajungă în Uniunea Europeană, trebuie să lăsăm o leacă la o parte formulările astea, trebuie să lăsăm o leacă la o parte formatul ăsta în care gospodarul, care cunoaște tot, care... Astăzi trebuie să înțelegem foarte clar că pentru fiecare problemă care în municipiul Chișinău nu e rezolvată, e responsabil un om care e în primărie azi, care cel mai probabil e prieten sau e apropiat al lui Ioan Ceban și care mai mult decât atât e membru a partidului Ioan Ceban, care nu-și face treaba. Și în același timp asta arată foarte clar că oamenii care conduc astăzi primăria municipiului Chișinău nu sunt capabili să aduc specialiști despre care vorbea domnul Tofilat ca să conducă direcțiile astea. Nu e nevoie și nu e corect ca Ioan Ceban să știe exact cum se aranjează fiecare bordură, cum se gestionează fiecare spital și cum se rezolvă fiecare problemă legată de fiecare teren, dar e foarte clar că oamenii care răspund de asta în echipa lui nu sunt capabili să o facă bine. Și mai mult decât atât, el încearcă disperat să arate cât de puternic e, cât de mascul e, cât de frumos e, familist, că el poate, că el le știe pe toate. Și generația mea, cel puțin, dar sigur că putem să trecem mult mai departe și inclusiv părinții noștri și inclusiv bunii noștri, a venit cumva un moment în care s-o copt și înțeleg că tot asta e o minciună și o făcătură și respectiv orașul ăsta e sufocat de probleme pentru că noi continuăm să ne mințim și continuăm să căutăm gospodarul care le rezolvă pe toate și care le știe pe toate. Da, și care se scoală la 4 dimineața, inclusiv sâmbăta, așa după cum spune un gospodar. Domnule Trupca, sunt probleme multe în oraș, dar atunci când se discută despre aceste probleme, domnul Ceban de multe ori arată cu degetul înspre guvernare. Și este evident că astăzi nu există o colaborare între guvernare și primărie și din această cauză au de suferit de multe ori locuitorii capitalei. De ce? Făcând abstracție de faptul că totuși sunteți partide diferite, că acest domn Ceban are trecutul politic pe care îl are, totuși este primarul capitalei, dumneavoastră ați încercat, iată, ca partid de guvernare, atunci când s-au identificat într-adevăr niște probleme serioase în acest oraș, să colaborați cu Ion Ceban sau, într-adevăr, este așa cum spune el, de fiecare dată încercați să-i puneți piedici? Da, mai întâi toate și am să răspund la întrebarea precedentă care s-a adresat la cei trei colegi. În primul rând că problema are un nume și numele este Ion Ceban. La fel cum până în 2019 a fost Silvia Radu, Codreanu, Chirtoacă, deci administrația proastă, care nu poate să rezolve probleme sistemice, ci se apucă de chițăbușuri. E ca cum am spus, de borduri, de trotuare și așa mai departe. Și problemele sistemice sunt lăsate la o parte. Cumva le lăsăm când ne temem de dânsul, fiindcă sunt prea complicate și prea complexe. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, de ce Ion Ceban devine pe guvernare? Ești normal. Deci el fiind în opoziție față de guvern, trebuie să justifice insuccesele cu anumit... Cine mai trebuie să fie vinovat? El nu poate fi vinovat. Haideți să luăm pe rând ce am reușit noi să facem ca guvern pentru APL în general și ce a reușit el să implementeze.
dublarea fondului rutier, care i-a permis să repare străzile din Chișinău, pe care noi toți le vedem așa, reparația este cosmetică, e votul în Parlament a Guvernării. Legea cu privire la bonusurile salariale, ce spunea domnul Tofilat. Primăriile performante pot oferi până la 50% bonusuri pentru funcționari. Chișinău este unul din puținile primării din cele 120 primării din țară care sunt eligibile fiind performante și pot da acest bonus salariaților săi, angajaților. Ce înseamnă că nu l-au dat cumva pe domnul Ceban? Păi nu, noi am dat-o, nu domnul Ceban, noi am făcut asta pentru întreaga țară. Dar problema că primăria din Chișinău nu a aplicat acest lucru. Eu sunt autorul acelui proiect de lege, împreună cu Sergiu Lazarencu, am muncit, am alegrat, am infin, am făcut și regulamentul, și ori, tot am făcut ca să întâmple chestia asta. Ce bani nu implementează și nu oferă acest salarii în plus funcționarilor din primărie, fiindcă el nu are bani, fiindcă el toți banii e cheltuit pe proiecte de destinat sau de băit buzele, să zicem așa, da? De înfrumusețare artificială a orașului. Deci asta este problema. Noi nu avem soluții sistemice. Pe același transport public. Noi cu domnul Chiron foarte bine am lucrat împreună și am ieșit și cu un program foarte clar de implementare care prevedea nu 100 de autobuze, 250, troleibuze, benzi dedicate, etichetare electronică, revizuirea rețelei de rute, standarde de calitate. Le-am făcut, chiar și le-am elaborat și le-am aprobat. Nu le implementează. Deci sunt chestii sistemice care nu se fac. Fiindcă e mult mai ușor să pui 200 de metri de pavaj, să faci o poză, să mergi cu un pe trotinetă și te lauzi că ai făcut ceva în orașul ăsta. Pe când problemele sistemice rămân. Ambutiajele și așa mai departe. Da, vă rog. O mică remarcă, pentru că consider că a venit momentul în care trebuie să tratăm colegi cu mai mult respect, cel puțin oamenii care ne privesc. Domnule Trucă, dumneavoastră sunteți șef staf electoral al unui om care a fost șef cabinetului Chirtoacă. Dumneavoastră spuneți amu în emisie directă că Chirtoacă e vinovat pentru modul în care orașul ăsta funcționează și reprezentați aici omul care a fost șef cabinetului lui și care ani întregi a lucrat în primărie și nu a rezolvat nici cum chestiile astea. Șeful stafului? Da, haideți ca să vă răspund dacă tot nu, da, vreau totuși aleacă să ne lămurim cu chestiile astea, pentru că noi intrăm într-un cerc vicios de asta în care într-una, că vorbim despre CARP sau că vorbim despre Ceban, asta sunt oamenii care ani, zeci de ani la rând parazitează instituțiile publice, se mută dintr-un scaun în altul, de la un salariu la altul, în orașul ăsta și în țara asta nu se schimbă absolut nimic. Dumneavoastră ne spuneți despre lucrurile care le-ați făcut pentru administrația publică locală. Spuneți numai un singur lucru, că n-ați vrut să vă asumați reforma administrativă teritorială în Republica Moldova și nu povestiți despre toate momentele astea. Dumneavoastră vreți să ajungeți în fotoliu ca și dumneavoastră parazitați sau să înțeleg care e logica? Da, eu nu știu cum să spun asta. Domnul Cozer, știți de ce politicienii lideri, cei care sunt lideri de partide sau cei care se vor a fi lideri de partide, niciodată nu o să soluționeze problemele mari ale Chișinăului? Pentru că soluționarea acestor probleme este foarte dureroasă, este costisitoare din punct de vedere a ratingului. Dacă luăm problema parcărilor, dacă luăm problema transportului public, dacă luăm ce n-ai face în orice domeniu, oricum pe cineva o să ne mulțumești. Și iată, așa a făcut și Chirtoacă și actualul primar. Imediat ce face un pas, o mică acțiune de îmbunătățirea unui domeniu și vede că asta ne mulțumește alte grupuri de interes, imediat cedează și iese și dă înapoi și face altceva. Avem măsuri care se anihilează reciproc, cum ar fi amenajarea trotuarelor pe de-o parte și după asta amenajarea parcărilor pe aceste trotuare. Da. Chipurile să-i mulțumim și pe ceia și pe ceilalți, dar în realitate nicio problemă nu s-a rezolvat, banii s-au cheltuit și situația a devenit mai proastă. Iată, și eu știu precis pentru că am văzut cum lucrează Ion Ceban din interior. El stă cu mâna pe pulsul sondajelor și urmărește foarte clar care sunt reacțiile oamenilor și reacționează și comunică exact pe cele momente și probleme care consideră că o să-i aducă un plus la rating și le evită pe cele care consideră că o să afecteze ratingul. Și această politică de urmărire a ratingului, vă dați seama că este în scop politic, în scop electoral viitor. Pentru că în 4 ani de zile totuși a avut posibilitatea să facă niște schimbări un pic mai dureroase, dar necesare. Când am implementat prima dată banda dedicată de transport public sau când am scos parcările de pe strada Pușkin, am fost dușmanul numărul 1 a tuturor șoferilor din Chișinău, dar până la urmă s-au văzut că asta funcționează și așa trebuie de făcut mai departe. Acum și șoferii sunt de acord că asta e bine și trebuie de făcut. Pe de altă parte, trebuie să le ofer alternativă. Și în acest sens Ceban n-a făcut absolut nimic, deși eu i-am dat personal strategia de dezvoltare a sistemului de parcare cu plată.
Și n-a făcut nimic cu asta. Apropo, vom discuta un pic mai târziu de parcări cu plată. Mai avem doar 30 de secunde până la pauză. Ați vrut să interveniți, domnule Tofila, cu ceva? Da, eu sunt de altă opinie. Nu, n-aș generaliza că toți liderii de partid sau toate partidele în general sunt preocupate în primul rând de ratingul electoral și nu vor să facă reforme dureroase. Există cazuri, exemple bune, dar eu cred că esențialul este să comunici cu oamenii, să le lămurești. Uite, asta este problema, iată care e rezolvarea, ea nu se întâmplă peste noapte, trebuie să, o să avem rezultate în 3, în 6 luni. Comunicarea, asta este esența. Poți face lucruri bune, dar dacă nu le comunici, lumea o să te ia în furci. Da, a venit publicitatea peste noi, revenim în scurt timp și continuăm discuția. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele. În fiecare weekend. La Jurnal TV. Я произошло. Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la uliță, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Стрелей косо, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică. Nu ajută niciodată. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Oameni corupți nu pot face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20, la Jurnal TV. Încă de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită,
că te-am părăsit, nu eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie, în fiecare sâmbătă de la ora 18 la Jurnal TV. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem. Am revenit și vreau, domnilor, să discutăm despre o problemă a capitalei care, din punctul meu de vedere, este cea mai dureroasă. În continuare, în acest oraș se construiește foarte mult și haotic. Capitala noastră devine tot mai aglomerată și pierdem tot mai multe spații verzi. Nu cred că mai este valabilă acea istorie de acum 20 de ani că suntem cel mai verde oraș din Europa, nici pe departe. Un alt aspect, nicăieri în Europa, într-o capitală, într-un oraș mare, nu am văzut să se construiască atât de mult în ultimii 20 de ani, în cartiere, chiar în centrul capitalei. Eu cred că avem peste 20 de blocuri, 30 de blocuri construite în această perioadă, doar în centrul capitalei, între alte blocuri. Astăzi, eu am norocul de a locui într-o suburbie, mi-e mai ușor să parchez mașina, dar dacă mă duc undeva în vizită, la un bloc de ăsta nou, pentru mine este un calvar, mai ales seara, că nu ai cum să intri în acea curte de bloc și nici nu prea ai cum să ieși. Să mai găsești loc de parcare este aproape imposibil, inclusiv pentru locatarii de acolo. Și chiar dacă aceste probleme există, se construiește în continuare, poate nu în aceleași ritmuri ca înainte, dar în continuare, între cartiere, acolo unde se vede un spațiu verde mai mare, cineva pune ochiul pe el și până la urmă se face planul urbanistic, totul se votează și mai apar niște blocuri. Ce se întâmplă aici, domnilor, și ce este de făcut pentru a stopa acest proces și a încerca să reparăm măcar cât de puțin din ce s-a stricat? Pentru că cam la asta asistăm aici. Da, cine dorește să răspundă primul? Sunteți liberi. Pe scurt sau pe lung? Pe scurt, că totuși nu e atât de... Pe scurt, de schimbat primarul. Ok. Primar tot am schimbat, domnule, pe la de-a lungul timpului și nimic nu s-a schimbat. N-am nimerit, n-am ales omul care trebuie. Haideți un pic mai pe lung, spune. Da, haideți mai pe lung. De ce se întâmplă asta la noi aici? Dincolo de faptul că se încalcă documentația de urbanism, că orașul se dezvoltă nesistemic, da, neplanificat, pentru că înainte orașele sovietice, în perioada sovietică, se dezvoltau în baza unor planuri venite de sus, stabilite, da, și principalul dezvoltator era statul. Statul avea interesul să fie tot corect și ok. Acum, principalul dezvoltator este interesul privat. Și interesul privat a să facă tot posibil. Investitorul privat ca să obțină și să-și întoarcă investiția și să facă profit. Ceea ce avem noi acum la Chișinău, deja de mulți ani asta s-a creat. Un simbioză aproape ideală, aproape perfectă, dintre funcționarii din primărie și funcționarii din instituțiile statului care ar trebui să lupte cu corupția și să investigheze toate aceste încălcări. Noi vorbim de ani de zile, că se construiește ca haotic, că se încalcă, că sunt ilegalități, că sunt construcții legale. Arătați-mi măcar un funcționar din primărie care asta face pușcării. Arătați-mi unul. Eu, de când am plecat din primărie, Popa a luat 3.000 de lei. Stați, asta nu e funcționar din primărie. Svetlana Popa este un consilier care pur și simplu a votat. Ori a fost îndus în eroare, asta nu e funcționar din primărie. Eu vorbesc de oamenii care pregătesc actele, care legalizează sau creează această ceață de pseudo-legalitate și chipurile fac actele pentru a legaliza aceste construcții. Și atât această simbioză, eu am văzut-o deja cum ea se întâmplă pe viu, pas cu pas, pentru că am vreo 4 dosare eu acum, în calitate de cetățean, fost viceprimar, mă judec cu CNA-ul, cu procuratura, ca ei totuși să deschidă aceste dosare și să investigheze corect toate sesizările pe care eu le-am depus. Eu am depistat acte falsificate în dosare, am depistat calcule făcute intenționat greșite. Cum spuneți, nu sunt parte, astea sunt făcute de către procurori, de către funcționarii din primărie. Okay. Dar procurorii, ofițerii CNA, îi protejează pe acest funcționar și îi folosesc în calitate de generator de bani.
făcând abuz de putere, făcând deci un fel de presiune asupra lor, spunându-le că dacă tu nu vei face asta, nu vei semna X sau Y și nu vei face dosarul respectiv, noi îți vom da, pune pe rol dosarul pe care l-ai de la cazul precedent. Și așa îl iau pe funcționar pe Cârlig și îl folosesc așa mult timp. Așa a fost folosit și Nistor Grozav, așa au fost folosiți și mulți alți funcționari care erau responsabili de autorizare în construcție. Și, care sunt și eu când a venit un viceprimar care a sesizat aceste lucruri și le-a făcut publice, gata, imediat noi a venit la lucru și l-a dat afară. Da. Ca să completez, dacă permiți, tot la subiectul ăsta. Noi avem problemă cu construcțiile ilegale în oraș? Este. Păcat că domnul Ceban nu e în studio, pentru că prima întrebare ar fi câte anchete de serviciu a făcut el în calitate de primar? Iată, acum are 4 ani deja de mandat. Câte anchete de serviciu a făcut pe cazuri de construcții ilegale și câți funcționari din primărie au fost sancționați? Vă spun eu, zero. Ba chiar îl apără pe unul pe care, de exact. Doamne ajută, este acolo. Deci ce vreau să punctez, un lucru important vreau să-l punctez, domnul Ceban este un fricos și el nu are curajul să vină în studio și să discute pe cazuri concrete, cu documente. El este un fricos și la dezbateri eu pun pariu că el la dezbateri electorale nu o să participe. Putem parea pe o ladă de bere. Dacă ies Ceban cu cineva de dezbateri, eu vreau să văd lucrurile astea. Cu cineva serios, nu ăștia, ați văzut că stânga a înaintat niște no-name-uri, niște candidați absolut necunoscuți. Asta e o coordonare din partea Moscovei, e clar care este candidatul lor. Ca să nu-i furi voturile. Și a doua chestie interesantă. Domnul Ceban nu degeaba face această campanie electorală anul împrejur pe banii noștri, pe banii primăriei. Eu îmi faci bănuiel că el nu o să-și ducă, nu vrea să rămână la primărie, dar se gătește pentru alegerile prezidențiale. Da? Și o întrebare ar fi, dacă tot discutăm de presă, chiar vă îndemn insistent să-l întrebați pe domnul Ceban în cazul în care el câștigă un viitor mandat. Are de gând să candideze la prezidențiale? În 2024 sau nu? Da, îl pomenim foarte mult pe domnul Ceban, o să-i rog pe colegi totuși să-l telefoneze pomenim pentru drept la replică. Dar, domnule Trufca, domnul Chirondă a punctat niște probleme foarte serioase. Această complicitate între instituțiile de forță și funcționarii primării, eu niciodată nu o să pot să înțeleg cu nici măcar un consilier municipal din toată istoria Chișinăului, nici măcar un funcționar n-a ajuns să facă pușcărie în cea mai coruptă țară din Europa și o arată toate topurile. De ce, iată, aveți 2 ani deja de guvernare, ați pus și procuror anticorupție nou, șef CNA nou, și absolut nimic nu se face și telespectatorii care se uită la această emisiune știu că nu mă refer acum doar la primărie, mă refer per general. Dar iată aici probleme concrete. Nimic. În cazul primăriei Chișinău, eu vreau să subscriu la tot ce a spus Victor, fiindcă am și eu în calitate de deputat cel puțin 3 denunțuri pe situații concrete, pe caz, nu pe oameni, cu oameni concret care au semnat documente din cadrul primăriei, inclusiv viceprimari, și la care am primit după 3 luni de investigații, unde totul este absolut clar că sunt acte false sau acte semnate după expirarea termenului în care pot fi semnate, că nu există motiv de începere a urmăririi penale. Aici sunt două, să spunem așa, instituții, pe de-o parte CNA-ul și sunt persoane concrete care protejează oameni din primării. Asta pe domnul noi cunoaștem, da, da. Noi îi cunoaștem pe dânsii și eu sper în foarte scurt timp să zboare din aceste funcții. Și este și o persoană concret care protejează și în Procuratura Anticorupție. N-am să dau numele, dar eu cred că toți oamenii din această sală cunosc foarte bine și această persoană, de semn, noi sperăm ca ea să nu treacă procedura de pre-vetting, fiindcă sperăm să aibă loc. Vă referiți la acel procuror care deja n-a trecut odată pre-vetting sau la... Inclusiv. Inclusiv. Haideți să vă dau un exemplu, un simplu exemplu. Eu fiind la primărie, am primit o scrisoare de la un ofițer de urmărire penală. Precum, pe câteva pagini era explicat de ce se face decizia de încetare urmăririi penală. Domnul Ceban ne-a închis, mă rog. Dacă e ocupat, să vede, e la întâlnire. Mai deci, are 3 panglici. Un document în care, atenție, se constată o istorie întreagă lungă, undeva prin anul 2010, nu știu cât, pe un teren care a fost dat de Consiliul Municipal pentru construcția unui parcări multietajate, știți ce înseamnă o parcare multietajată? Un garaj cu multe etaje, cu locuri de parcare. Pe acel loc, la Buiucani, a fost construit un bloc cu 9 etaje. Minunat. Cu
cu autorizație, tot Consiliul Municipal a dat terenul gratuit, adică pro bono, ca să facă parcare, s-a construit un bloc. Blocul s-a privatizat, că apartamentele s-au vândut. Acum pe Nistor Grozav a fost pornit un proces de urmărire penală. O durat asta vreo jumătate de an, un an, și la un moment dat ofițerul cel a scrie următorul lucru. Se încheie urmărirea penală pentru că nu s-a constatat încălcare. Pentru că, atenție, s-a dat blocul care a fost construit, are parcări. Și terenul s-a dat pentru parcare. Și respectiv, dacă blocul are niște parcări subterane, înseamnă... Nu, eu vă spun, am copii acestui document. Să vedeți acum, iată, acum, recent, ce bătaie de joc, pur și simplu, răspunsuri primesc pe câteva cazuri. Iată, dacă ne privesc locatarii de la Dacia 21-1, în spatele la McDonald's, este o curte mare, în spatele acelor blocuri. Chiar în această curte se planifica construcția unui bloc cu 12 etaje. Dosarul era deja la mine pe masă, deci pus pe masă, Hacheronda semnează. Când am depistat și am văzut care este problema, l-am luat frumușel și l-am dus direct la CNA. Iată 2 ani și ceva, am de când mă judec cu CNA-ul și cu procuratura ca să deschidă urmărirea penală și să ajung să dovedesc că acolo au fost făcute încălcări. Funcționarii care au făcut acest dosar și acum lucrează. Da, domnule Bulgac, doar o clipă. Eu am impresia că dacă într-adevăr s-ar găsi niște procurori curajoși și onești care să ia pe cetățeni, de genul lui Nistor Grozav, care de când mă ține o minte a fost în primărie până acum câțiva ani, s-ar putea, ia că acolo s-ar putea să explodeze clasa politică, pentru că dacă omul ăsta începe să vorbească și să spună toți să divulge toți complicii cu care a ciopărțit și a distrus imaginea acestui oraș, atunci s-ar putea să avem multe dosare penale. De-aia nici nu mă aștept vreodată ca cetățeni, ca Grozavu să răspundă pentru ceea ce a făcut. Vă rog, domnule Mulca. Eu, dacă sincer, iarăși ascultăm ceea ce se discută și în general un sentiment care sigur că persistă nu doar la mine, dar și la foarte mulți oameni care ne urmăresc, mă simt în orașul ăsta într-un fel prizonier. Pentru că nu putem nega nici o secundă ceea ce face administrația lui Ion Ceban. Și absurdul situației e că cariera politică Ion Ceban și-a început-o și toată lumea știe despre Vania Megafon. Și toată lumea știe despre schema asta în care ei se dușeau și blocau construcțiile. Și nu că aici n-a să apară bloc niciodată în viața mea, numai peste cadavrul meu. Unu. Doi la mână. Ion Ceban a intrat în campania... Ion Ceban a intrat în campania asta electorală în 2019 cu promisiunile ca să demoleze blocuri, ca să... După asta era chiar de unul, ați văzut, sunt pe social media. Trei construcții în primele trei luni. După, da, fix la clipul ăsta mă refer și eu. Deci, despre faptul că n-are absolut niciun interes omul ăsta să rezolve problemele, este foarte clar. Modul în care se dezvoltă municipiul Chișinău azi poate să fie calificat doar ca terorism urban, pentru că într-un oraș care și așa se sufocă în mijlocul lui, să mai apară încă un bloc, să mai apară încă un bloc, pentru asta nu trebuie să fie nici urbanist, nu trebuie să fie nici... Deci e clar pentru orice om că capacitatea municipiului Chișinău e de mult depășită și nu e cazul să mai apară blocurile astea mai departe. În același timp, iarăși, stăm aici și ascultăm despre faptul că sperăm ca să aibă loc preveting la Procuratura Anticorupției, da? Ca să sperăm că prevetinguista să scoată de acolo un om, care anume omul acela, curează niște procurori sau niște, da, oameni. Care... Deci, iertați-mă, nu eu sunt deputat, Da, dar uite, un singur lucru care aici, nu știu dacă mai avem cum răspunde, asta. Deci, doamna președinte Maia Sandu a semnat decretul prin care Stoianoglu a fost demis. Este procuror general. Fost procuror general al Republicii Moldova, de dânsul s-a bătut joc în public, în cel mai urât hal. Eu sigur că acolo ne așteaptă condamnare la CEDO. Mă rog, asta e subiect de altă discuție. Dar în momentul în care voi ne spuneți despre un procuror de undeva de la Procuratura Anticorupției care curează pe cineva și noi trebuie să așteptăm preveting ca să-l scoatem pe dânsul și în același timp treceți cu tancul peste procurorul general al Republicii Moldova, aceste sunt niște lucruri care pe mine de mă leacă, mă depășesc și eu leacă nu-l înțeleg. Trebuia flori să dăm la Stoianoglu? Poftim? Trebuia să dăm flori să la Stoianoglu? Eu după ce l-am eliberat pe Platon. Ceva, nu, stai. Da. După ce l-am eliberat pe Platon, trebuie să dăm flori la Stoianoglu sau cum? Domnule Trupca, haideți să vă traduc eu un pic ce a vrut să spună domnul Gag, dacă nu este clar. Atunci când s-a dorit că Stoianoglu stătea la ceai cu Platon, noi ce am dezvăluit și nu-l apărăm. Dar atunci când s-a dorit
Inclusiv s-a putut cu procurorul general. Acum nu se mai poate cu nimeni, nu știu de ce. Asta a vrut să spună domnul. Fiindcă una, când în primul rând, acolo au fost alte circunstanțe legate în general de anumite decizii care le-a luat domnul Stoianoglu. Aici nu sunt decizii luate semnate, cer, nu se semnează. Nu sunt date curs anumite dosare care trebuie să fie date. Sunt anumite situații care vin de la CNA, la Procuratura Anticorupție și nu merg mai departe. Dar, în situația cazul Hotel Național. Domnul Trunca, dar nu dumneavoastră ați adus acum un an de zile procuror american și l-a spus acolo în frunte? Întrebați-o pe doamna Drăgălin referitor la ce se întâmplă în Procuratura Anticorupție. Nu prea mai vrea să vină la emisiune, este o instituție independentă la care eu personal nu comunic cu doamna Drăgălin sau cu procurorii în general. Deci nu cred că e corect ca deputați în general să comunici cu procurorii. Nu este corect. Absolut. E adevărat. Deci noi putem să punem întrebări de ce anumiți procurori blochează anumite cazuri care sunt evidente. Dar ați invitat-o vreodată în Parlament pe doamna Drăgălin și s-o întrebați, domne, caz concret Hotel Național, Plevan, din punctul nostru de vedere, este complice cu hoții. Ați chemat-o la raport să întrebați, că asta, din ce știu eu, aveți dreptul să faceți. La raport am chemat-o nu pe cazul național, pe cazuri mai, cu mai mare rezonanță și la acele cazuri ne-a răspuns. Ok. Sper să vă răspundă și la aceasta și la alte întrebări. Publicitate și revenim. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele. În fiecare weekend. La Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la ulițe, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Стрельней просто, да мы можем. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică în Republica. Nu ne ajută niciodată. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Oameni corupți nu pot face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20, la Jurnal TV. Încât de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns.
De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunză verde, iarbă deasă, iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită, iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie, în fiecare sâmbătă, de la ora 18, la Jurnal TV. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica. Decât curat și uneori copii. Femeile vorbesc în fiecare duminică de la ora 18 la Jurnal TV. Toate aeronavele cu delegațiile europene au aterizat deja. Știrile Jurnal TV. Nu e cel care câștigă mult, dar e cel care știe să dăruiască din ce are. Badiașu, ești acasă? Da, 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 sunt acasă. Aha, milionarul de la Jurnal TV, da? Da, eu sunt milionarul secret. Dar de unde ești tu milionar? Am revenit la discuții, au avut loc discuții interesante și în pauză, care continuă și acum. Bun, domnule Tofilat, că tot discutam despre corupție, haideți să vedem ce se mai întâmplă cu Hotelul Național, acea rușine pentru centrul capitalei, dar și o rușine națională, pentru că acolo, dacă vrem să scriem o carte adevărată despre corupția din Republica Moldova, cu probe, cu exemple, probabil Hotelul Național ar ține nu un capitol, dar mai multe. Ca trecut pe mâinile la toți criminalii și bandiții din această țară. Acum nu mai știu, că e Pandornache, că e Șor, că sunt amândoi, dar au vrut acum vreo 2 ani să ne mai fericească acolo cu niște blocuri de locuit. Salutăm și pe doamna Tamara Chișcă-Doneva, îi urăm pensie liniștită, că a avut și ea rol important acolo. Ce se mai întâmplă? Pentru că iarăși sunt lucruri foarte ciudate acolo. Dumneavoastră ați sesizat niște probleme, cei de la Procuratura Anticorupție au spus că nu, că oricum este aplicat sechestru pe alt dosar. Ce se mai întâmplă? Știu că ați fost în instanță recent. O mică paranteză întâi, dacă ați pomenit de doamna Chișcă-Doneva. Noi împreună cu domnul Grădinaru, fiind încă în Consiliul Municipal, am contestat în instanță mai multe decizii
care noi le-am considerat ilegale în Consiliul Municipal, cu aprobarea puzurilor, planurilor urbanistice zonale care permit să construiești ce vrei și unde vrei. Iată, noi în judecată am contestat și de fapt ceea ce am observat că pe lângă faptul că oameni din CNA, din procuratură, îl acoperă pe Ceban și pe cei din primărie și le dau voie să facă ilegalități fără să aibă dosare penale, mai sunt și oameni în instanță. Și iată, cererea noastră într-un final a ajuns la Chișcadoneva și i-a zis că nu, lasă-i să facă ce vor acolo, lasă-i oamenii să construiască și vă băgați voi să le stricați jocurile. Deci Chișcadoneva tot era parte din această grupare. Nu știu, epizodal sau nu, dar noi am văzut că ea tot a contribuit. Și eu aș vrea totuși să adaug o chestie legată din instanțele de judecată, o situație interesantă, cele 5 puzuri care au fost contestate, pentru care doamna Svetlana Popa a fost sancționată contravențional și cu interdicție pe 8 luni de ocupa funcții publice. Deci, acel judecător, pe 3 cazuri din cele 5 puzuri, a scris în decizie că se poate, deci puzul este legal, fiindcă nu poate Consiliul să blocheze sau instanța de judecată sau cancelarea de stat să blocheze dezvoltarea normală a orașului și dezvoltarea afacerilor. Dar ce, un judecător știe cum deci, este dezvoltarea normală a orașului? Este acela, urbanist, trei arhitect? Trei cazuri diferite, trei puzuri diferite dimeresc la același... Dar cine este acel judecător? Eu nu am să vă transmit. Deci ideea este că e același judecător pe trei cazuri diferite. Da. Și toate trei sunt și puzuri. Și cei de la CSM, inclusiv în formulă nouă, vor să ne demonstreze că distribuția aleatorie a dosarelor funcționează. Da, se urmează. Verificăm în ce măsură această distribuție a lucrat în cazul ăsta. Puzuri. Haideți să revenim la național. Deodată așa se aranjează astrele. Revenind la național, el ne-a tras atenție din niște chestii absolut evidente când organizează pretura consultări publice, da? Și în loc de hotelul național și terenul oferent, scriu niște numere cadastrale. Nu, puteți să oprim 100 de oameni pe drum să întrebăm dacă el știe numărul și la cadastral, își dă seama că asta despre Hotelul Național. Și au început să ascundă. Hai să vedem ce vrut să ascundă. Și până la urmă am ajuns să am depus denunțul. Trei chestii am să menționez care să le poată ține minte telespectatorii. Andronache Cușor a vrut să pună mâna pe terenul din jurul hotelului. 1,2 hectare din centrul orașului. Un ar din centrul orașului de la 50 la 100 mii de euro. Și noi vorbim de un preț de piață de la 6 milioane de euro în sus. Bani care, în loc să vină în bugetul municipal, băiețul vreau să iei pe degeaba terenul. Și Vanea Cebana și acoperă. El nu e măsuri să execute elementar decizia Curții Supreme. Curtea Supremă anulează arenda, spune că Consiliul Municipal a încălcat legea și în loc să recupereze terenul la primărie, că Vanea doar să luptă, că el a zaduc terenul înapoi. El spune, nu, noi trebuie să-l dăm la Andronache pe degeaba. Prima chestie. A doua chestie. Hotelul acela aparține la Moldova Tour, care a fost privatizat, acțiunile au fost privatizate în 2006. Și compania care le-a privatizat, în spate întâi era Plahotniuc, pe urmă Platon, pe urmă Șor, acum e Andronache. Compania aceea s-a obligat să investească 33 de milioane de dolari în reconstrucția hotelului, locuri de muncă, subterana trebuie să o repare. Dacă nu investești, contractul prevede că tu trebuie să întorci hotelul în 5 zile. În starea în care era, nu în starea asta, în starea în care era, plătește și despăgubiri pentru chestia asta. În pofida contractului, primarul Ceban și adjuncții săi eliberează autorizații de desființare, demolare. Păi dacă ai demolat hotelul, ce să mai întorci tu înapoi? Deci asta e prejudiciu direct. Și a treia chestie, cea mai interesantă. În locul la acel hotel, Șor cu Andronache planificau să construiască un așa numit centru multifuncțional. 128.000 de metri pătrați. Hai, ca să înțelegem mai simplu și asta. Iată, Shopping Moldova are 70.000 de metri pătrați. Cam, aproape de două ori mai mare. Pe pieticul cel de pământ în loc la național, noi trântim două Shopping Moldova. La Shopping Moldova sunt 500 de locuri de parcare, plus 100 în prejur, 600. Aici un imobil două ori mai mare, 400 de locuri de parcare. Deci pe Negruță, puteți spui Crușii, și pe Ciuflea, și pe Ștefan cel Mare. Acolo erau și niște ambuteiaje, catastrofă. Dar ca să construiești tu, 128.000 de metri pătrați, nu câte metri pătrați. Hai să luăm minimum 500 de euro. Ei, deci vreo 65-70 de milioane de euro. Domnul, și noi am scris la CNA și la procuratură. Nu mai cumpără 500 de euro. Dar voi i-ați întrebat pe Andronache Cușor de unde iau așa bani. Deci asta e tentativă de spălare de bani. Că de obicei, în orașele mari, doar cum se face? Nu trebuie să ne ascunde după deget. Miami, Londra. Din bani murdari să construiești ceva, s-o vândut și ani bari curățăi.
Da, și iată, procurorul Plevan apără în cazul dat e de partea lui Șorș Landronache și nu vrea să deschid dosar penal având o grămadă probe. Și noi, apropo, eu am să fac un anunț. Noi, vinerea, acum, vineri, la ora 15:40, avem judecată la judecătoria de instrucție la Ciocana, la domnul Papuha. Noi am contestat ordonanța procurorului Plevan de a începe dosar penal. Și mie îmi pare foarte rău că doamna Dragălin, procurora șefă a Procuraturii Anticorupție, nu vrea să intre în esența dosarului, se lasă manipulată și, din păcate, este de partea domnului Plevan. Eu sper foarte mult că ea își va revizui opinia, în caz contrar va trebui să-și asume consecințe. În continuare, Procuratura Anticorupție nu dă curs. Nu, nu. Okay, și eu sper cel puțin să audă solicitarea noastră și numiți măcar alt procuror. Dați-l la o parte, Plevan ăsta. Plevan ține partea la Andronache Cușor. Și noi avem probe. Apropo, de acte, domnule Tuflat, dumneavoastră ați punctat acolo la Hotelul Național 1,2 hectare de teren, dar noi avem colegii mei îl telefonează pe domnul Plevan. Da. Bun, continuăm până cine răspunde domnul Plevan sau nu ne răspunde. 1,2 hectare, dar noi avem un teren de 10 ori mai mare, aproape 12 hectare, 11 hectare la Gara de Nord. Un teren pe care Plahotniuc l-a luat gratis, practic, de la stat în 2007, a trecut pe la Fimpare Invest, prin tot felul de companii. Eu am vorbit nu o singură dată despre acest caz, sper că telespectatorii îl știu foarte bine. Și acum am niște întrebări, că se construiește acolo Dita mai cartierul, ai nevoie de sute de milioane de euro. Acum, cu spălarea de bani, astea sunt alte întrebări. Dar am o întrebare, poate domnul Chironda ne ajută. Când a fost eliberat acolo planul urbanistic, zonal, pentru acel teren, situat într-o zonă și așa extrem de aglomerată a capitalei, știm foarte bine, acel nod rutier de la Gara de Nord, ce dezastru este, știm ce se întâmplă și pe Vladimirescu dimineața și seara. Deci acolo o să mai apară cel puțin 5.000 de apartamente. Și este foarte interesant cum, în ce condiții, cine a eliberat PUZ, dacă s-a întâmplat cumva în perioada domnului Ceban, în condițiile în care se știa foarte bine, domnul Ceban știe foarte bine că e politician, ce e cu terenul ăla, cum l-a furat Plahotniuc și de fapt acel teren trebuie să revină în proprietatea statului, dacă mai avea procurori, dar nu să construiască acolo alții. Dacă îmi amintesc corect, acest PUZ a fost elaborat sau cel puțin votat, el nu se emite, el se votează, în perioada interimatelor. Știți că noi am avut era interimatelor, când erau diferiți primari, interimari și lumea era focusată pe scandalul cu primarii și mai puțin vedea ce face Consiliul Municipal. Și atunci a fost o perioadă când foarte mult s-au emis pe de-o parte de către primării multe certificate de urbanism, multe autorizații de construcție. Pe de altă parte, s-au votat o serie întreagă de puzuri care au stat frumos deoparte până s-a stabilizat situația, până s-a clarificat că au fost depășiți toți termenii de contestare, după care băieții s-au apucat de construcții. De ce vă întreb? Pentru că, propriu zis, s-au apucat acolo de construit acum un an, în 2022, vara. Și asta și era întrebarea, dacă nu cumva totuși pe aici e vreo semnătură de a funcționarilor. Eu nu ceva. Pot, trebuie să vedem actele, dar din punct de vedere legal, dacă a fost elaborat puzul și proiectul se respectă prevederile puzului, nu prea ai ce să-i faci. Pentru că planul urbanistic zonal, dacă este votat de Consiliu, el devine parte a documentației de urbanism existente și aici e momentul critic, aici e problema că de ce la începutul acestui an am făcut acea, și-a fost gălăgie aceea cu votarea acestor 6 puzuri? Eu am încercat să-i previn pe consilierii municipali, inclusiv pe doamna Popa și pe domnul Nastase și pe ceilalți. Le spun să nu voteze, zic, poate nu înțelegeți ce faceți, dar o să fie foarte mari probleme, mai ales două dintre ele la Ciocana, la Maria Dragan, acolo. Cât ați spus aici, 5.000 de apartamente, acolo o să fie vreo 10.000 de apartamente. Pe teritoriul introscopului, da. Adică Ciocana poate să rămână, deja putem să facem hotar și să o punem ca oraș aparte. Dar nu se mai poate ieși nimeni pe de acolo când o să finalizeze. Și multe alte chestii de genul ăsta. Puzurile au fost transformate dintr-un document urbanistic, un instrument de
corelarea planului urbanistic general au fost transformate într-un instrument de legitimizare a diferitor pornografii din astea urbanistice, excese de care vrei, pentru că să dai un aer, înțelegi că băieții trebuie să păstreze fața. Ei nu pot să iasă și spună, da, noi facem ilegalități. Ei încearcă să întoarcă așa frumos, că echipurile, uite, noi facem totul conform legii. În realitate, acolo nici nu miroase lege. Eu când eram la primărie, conflictul meu, de fapt, cu Ion Ceban, s-a început atunci când am fost la ședința Consiliului Urbanistic și le-am spus că puzuri nu se mai acceptă la examinare și zic, toate puzurile se întorc înapoi și atunci imediat am fost chemat și de ce nu trebuia să ne consultăm și așa mai departe. Zic, dar ce să ne consultăm? Eu doar am văzut aceste puzuri, eu știu ce e acolo și noi toți știm că acolo sunt mizerii mari în aceste puzuri. Maria Dragan, partea aceea la cerc, la Ciocană, la telecentru. Zic, șase puzuri, vă dați seama. Verde la cerc, la cinematograful ăsta de la Rășcani, din capăt de acolo, care e lângă Universitatea Tehnică, ei planifică să tuflească acolo un bloc de vreo 16 etaje. Da, și mă întreb dacă o astfel de pedeapsă este totuși meritată, de 3.000 de lei amendă și 8 luni interdicții de a face parte din CMC. Foarte bună remarcă. Da, scurt, vă rog, trebuie să vorbească și ceilalți. Eu cred că noi toți care suntem în studio și partidele care pretind că vor să facă lucrurile altfel, corect, eu cred că ar trebui să includem pe agenda noastră ca una din priorități. Revizuirea legislației pe domeniul construcțiilor și urbanismului, cap-coadă, ca să începem de la procesul de proiectare, ca cei care încalcă legislația, ei se pot fi sancționați, să știm clar ce instituție răspunde, are sau nu suficiente pârghii, are sau nu oameni și buget personal instruit care să viază acolo și să depisteze încălcările, sau să vină lumea să le prezinte probele, că nu poți să ai o grămadă specială. Și inclusiv sancțiuni, ani de pușcărie, amenzi, interdicții de a ocupa locuri de muncă. Deci să vedem toate lacunele care există și, cel mai important, să dăm un mesaj clar, niște reguli și pentru antreprenori. Ei vor să dezvolte, ei vor să construiască, dar ei vor să aibă niște reguli clare, previzibile. Da. Dacă ceilalți invitați au de adăugat ceva aici, dacă nu merge... Da, eu am ceva referitor la ce a spus domnul Filat. În mare parte sunt de acord cu ceea ce a spus. Acum, apropo, recent din guvern a ieșit codul urbanismului care cumva re-reglementează tot ce înseamnă de la planificare până la executarea lucrărilor de construcție. Acum dezbatem și avem lungi dezbateri inclusiv cu anumite organe de urmărire penală pe chestia legată și cu Ministerul Justiției pe includerea în codul penal a sancțiunilor pentru construcțiile ilegale și sperăm să treacă în sfârșit în lectura a doua acest amendament și să fie sancțiuni penale pentru tot ce se spune component, fiindcă acolo e vorba de la fiecare etapă, de la proiectare până la executare, sunt mai multe etape și ele sunt foarte importante. Fiindcă în momentul în care dacă un proiectant știe că poate fi atras la răspundere penală pentru o proiectare care din start este care contravine normativilor, este clar că acest document nu poate ajunge la faza de autorizație de construcții, dacă tu acolo îl oprești la nivel de germene, da? Okay. Și aici e o chestie care deja sperăm să ajungă mai rapid. O secundă, când din punctul meu de vedere, un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și noi aici fiind în studio și oamenii care ne privesc acasă, este că în timp ce avem noi discuția asta foarte tehnică despre puzuri, despre Gara de Nord, despre și am discutat despre asta și în pauza de publicitate. Ion Ceban azi a fost și-a dat mâna și cu ambasadorul Americii. Ion Ceban azi a ajuns pe la școală, a tăiat panglici. Și când a vorbit despre pedeapsa care e incomparabilă cu daunele pe care le aduc oamenii ăștia orașului, eu cred că trebuie să înțelegem și le spunem telespectatorilor în același timp despre faptul că unul la mână, Chișinău nu mai poate rezista încă 4 ani cu un așa fel de management și este un lucru care trebuie să fie clar pentru toată lumea. Doi la mână, că fiecare bloc de genul ăsta care apare înseamnă ambuteiaje mai mari, înseamnă oraș care se sufocă mai tare și asta de fapt e pedeapsa pe care noi în calitate de cetățeni o să o primim pentru faptul că dacă continuăm tot așa, Ion Ceban o să mai fie primarul municipiului Chișinău încă o dată. Consecințe pe 10 de ani înainte, asta e cel mai grav. Continuăm cu neastră domnule Bulgac. O altă durere a mea este că în capitala Republicii Moldova, rămânem iarăși la coada Europei, la capitolul transport și nu doar public ecologic.
în timp ce marile urbi europene trec la transport ecologic, electric. Spre exemplu, am fost recent în Amsterdam, 95% din taxiuri sunt electrice, până în 2025 vor fi toate, va fi eliminat orice taxi cu motor pe ardere internă. Nu este nevoie să mergem foarte departe, chiar în România, orașe mai mici, București iarăși nu este cel mai bun exemplu, procură transport, autobuze electrice, încurajează companiile de taxi electrice prin tot felul de facilități. Aici, la noi, absolut nimic nu vedem, ba mai cumpărăm la greu autobuze diesel, pe care nu știu dacă le mai caută cineva, acum cel puțin în lumea civilizată. Domnule Bulgac, neastră, ce opinie ați avea la acest capitol? Bun, toate lucrurile pe care le-ați menționat și exemplele multe și frumoase pe care le avem din Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem foarte clar că astea sunt politici clar stabilite ale Uniunii Europene. Și eu am revenit de la Vilnius duminică și eu acolo am discutat inclusiv cu o grămadă de oameni care au lucrat și în Consiliul Municipal, care azi sunt deputați și care conduc Lituania. Și vă sigur că fiecare dintre oaspeții din platou pot să ne dai exemple câte vrem despre cât de frumos și cât de bine în Europa. Problema noastră mare e că suntem conduși de un om și de echipă de oameni care în Uniunea Europeană sunt doar turiști. De echipă de oameni care, iarăși, pentru toți oamenii care au memorie, măcar o leacă, țin minte toate chestiile astea cu jos alianța și cum oamenii ăștia niciodată nu au vrut să ajungă în Europa. Și atunci pentru mine e foarte straniu că noi ne așteptăm să trăim ca oameni în Uniunea Europeană atunci când alegem să ne conducă cei care niciodată nu au vrut ca noi să ajungem în Europa, asta e unul la mână. Doi, dacă vorbim despre problema transportului și ea trebuie privit în ansamblu, împreună cu problema parcărilor, împreună cu pentru toate chestiile astea țin de mobilitate urbană și despre modul în care noi, ca și cetățeni care trăiesc în municipii, și noi circulăm dintr-o parte în alta. Aici e vorba despre niște soluții de bun simț și fiecare concurent electoral care în campania asta electorală nu o să fie gata să-și asume, să vorbească despre faptul că parcările în municipiul Chișinău trebuie să fie cu plată, despre faptul că nu e posibil ca în centrul municipiului Chișinău, pe strada Eminescu sau pe strada Părcălab, să iei să parchezi mașina, că așa ți-o trebuie ții de dimineață, să te duci să leși acolo, ca ei să blocheze centrul orașului tot ziua. Trebuie să vorbim despre faptul că nu e ok, că parcarea care a fost amenajată, spre exemplu, lângă Parcul Catedralei acolo, parcarea aceea în fiecare zi e ocupată de mașinile oamenilor care vând chifle la magazinele de peste drum. Și respectiv, orice măsură care se ia de genul ăsta, nu îi rezolvă nici cum. Și fiecare încă două locuri de parcare care le mai fac pe lângă niște trotuare care scârpesc, asta nu rezolvă nici cum astăzi problemele, pentru că nu există voință politică la administrația actuală să iei măsurile astea care odată și odată trebuie să întâmple. Sigur că și eu, și sper din tot sufletul și în orice format o să ajungem în primărie, trebuie să avem consens măcar pe niște lucruri care sunt de bun simț. Fiecare dintre oamenii de acasă înțelege că, unul la mână, despre parcările cu plată, doi la mână, despre faptul că trebuie să ajungem la etichetarea electronică și la transparentizarea modului în care se fac și se cheltuie bani în transportul public și despre faptul că transportul public trebuie modernizat așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană și despre faptul că avem niște modele de urmat, deci oamenii aceia n-ar trebui să fie calificați nici cum în cursul ăsta electoral. Da, a mai rămas foarte puțin timp și vă rog pe toți trei, că domnul Bulgac deja a spus că parcările trebuie să fie cu plată, dar asta iarăși, cred că domnul Chironda spunea că nu e în trend să spui la 600 de mii de oameni că le pui parcarea cu plată. Vă asumați un astfel de proiect care cu siguranță este necesar și conștientizăm cu toții asta că în Chișinău trebuie să plătești pentru parcare, mai ales în zonele centrale. Domnule Trup. Bine, dacă de parcări nici nu se discută în centrul istoric, noi avem asta inclusiv și în programul electoral pe care îl vom prezenta curând, referitor la obligativitatea achitării, fiindcă asta e o chestie logică, da, și sănătoasă. Dar dacă vorbim despre transport public în general și întrebările care le-ați adresat dumneavoastră, eu aș separa foarte clar componenta de tehnologie de mobilitate în sine. Deci tehnologia costă. Haideți, nu ne amăgim. Noi, autobuzele astea electrice costă câte 400-500.000 de euro. Apropo, despre transportul electric din Chișinău, noi avem 42 de substații care fiecare costă schimbarea în jur de jumătate milion de euro și unele ele din anii 50. Adică asta costă. Și atunci când vorbim despre mobilitate, noi trebuie să înțelegem foarte clar ce ne putem noi permite și doi,
cum putem să obținem cel mai mare cost-beneficiu, da? Adică cel mai mare randament. Acum, pe soluții. Soluțiile noi le-am dat încă în 2020. Scurt. Foarte clar, foarte clar. Decizia 6/9 din 20 mai 2020. Este un foarte clar ce trebuie de făcut. Probabil poate fi ajustat și îmbunătățit de acord, dar conceptual acolo scrie foarte clar tot. Trebuie de cumpărat unități, trebuie de făcut unificarea sistemului, trebuie revăzută rețeaua de rute, trebuie parcări cuplate cu siguranță, fiindcă banii să meargă în această întreprindere unificată, fiindcă e o chestie comună. Da. Și trebuie, evident, etichetarea electronică. Domnul Ortofilaci, Chiron, dacă te 30 secunde. Parcările cuplate sunt doar unul din elementele la care trebuie de atras atenție. Principalul este dezvoltarea transportului public, confortabil, rapid și calitativ. Și am să aduc aici un exemplu, da? Smart City. Acord. O singură aplicație, eu când merg de pildă pe hotare, introduce aici unde vrei să ajungi, el îți arată cu ce rutieră, cu ce metrou și așa mai departe. Și îți permite și în 4 ani, putea de făcut Smart City. O domnule Chiron, putea Smart City în 4 ani să-i prea puțin. Uitați-vă la promisiunile lui Ioan Ceaban din 2019 și o să vedeți ce s-au promis și ce s-a făcut în realitate. De vorbit, noi putem toți și știm că ne place să fie un oraș european, să vrem, să vrem. Trebuie să știi cum să faci lucrurile astea. Din păcate, foarte puțină lume care folosește acest termen știe cum să le facă. Și de asta ajungem unde ajungem. Da, domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezență. Ne așteaptă într-adevăr o campanie electorală foarte interesantă și mă alătur și eu aici mesajului să votați nu doar declarații, dar și să vă mai uitați și pe fapte. Vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi. Ne vedem mâine și poimâine cu Postscriptum după știri, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi și de cei dragi. O seară frumoasă!